Salutare, prieteni, bine v-am găsit la GSP Live. A mai trecut o zi și echipa națională încă nu are selecționer. Pare că ne obișnuim deja cu situația asta. FRF se chinuie să găsească un antrenor potrivit pentru echipa națională sau măcar un antrenor, pentru că pare că soluțiile de la început nu și-au atins scopul, nu s-au concretizat discuțiile nici cu Gică Hagi, nici cu Răzvan Lucescu și mai nou, după cum anunță Gazeta Sporturilor, nici cu Ladislav Beloni, antrenor care pare să refuze și el propunerea lui Răzvan Bureanu și a lui Mihai Stoichiță. O să vedem exact ce informații vom mai avea de acolo, de la FRF, în perioada următoare. Rămâne de văzut pe cine va alege Federația. Adi Mutu și Eduard Iordănescu sunt din nou în cărți pentru a prelua banca echipei naționale. O să discutăm și despre ceea ce se mai întâmplă prin fotbalul românesc. Se fac tot felul de mișcări de trupe și pe la Dinamo. Mai multe echipe din Liga 1 sunt în cantonament în Antalya. Încearcă să mai aducă, să mai transfere pe ultima 100 de metri, pentru că, după cum știm, urmează să înceapă și să revină și Liga 1. Discutăm însă și despre ceea ce mai face fotbalistul, să-i spunem așa, încă fotbalistul și mai nou antrenorul Hristu Chiacu. Salutare, Hristu, salut. Mulțumesc mult pentru prezență. Am zis bine, nu mulțumesc fotbalistul, încă fotbalist. Nu mai putem spune, fost, mai bine. Mai bine, fost fotbalist? Da. Ai zis că încă că mai fac de plăcere o dată la 2-3 săptămâni, când mai merg să joc în Liga 4-a, dar asta nu e... Nu mai poți numi fotbalist. Încă ești acolo, știi cum e. Încă n-ai făcut chiar total trecerea asta. E și greu să o faci. Foarte greu. Asta voiam să te întreb. Cum nu știu, cum ai simțit momentul ăsta când ți-ai dat seama că se cam termină cariera de fotbalist la un anumit nivel, să zicem, Liga 1, Liga 2 și că urmează să... Bine, mi-am dat seama când am văzut ce se întâmplă. Cum am început cu neplățile, adică și niște salarii foarte mici. Că până la urmă nu mai făceam să câștig ceva. Dar pur și simplu, făceai din pasiune, când te duci, dacă nici pe aia care sunt puțini și nu-i dai și îți bagi joc de fotbaliști, nu mai e respect. Și acum cred că se întâmplă la fel, se vede. Uitați-vă și la Dinamo și în alte părți unde... Am intrat și în insolvență pentru neplăți, pentru... Și nu-ți mai vine. Adică eu vin în fiecare zi la antrenament, e ca și cum te duce la muncă și cum vii tu la birou să nu fii plătit 2-3 luni și după aceea când vine să-ți dea banii toți odată, hai că mai trag un pic din ei că... Unde ai avut, că tot ai deschis tu subiectul ăsta de probleme financiare, unde ai avut, nu știu tu, cele mai mari probleme financiare, nu știu, ceva record de neplată, că bănuiesc că ai întâlnit... Am avut, pot să o iau așa, din 2008, când eram la Otopeni, împrumut de la Dinamo, și am fost mai mulți jucători, Liviu Ganea, Scarlatache, Predescu, Mușat, așa, care eram toți de la Dinamo împrumutați și... Am avut 8 luni. 8 luni fără să vă primiți banii? Da. Trebuia să vă plătească cei de la Otopeni sau da, era da, cumva... Da. Nu, doar cei de la Otopeni. Și nu aveam niciun... Adică o parte cei de la Dinamo și o parte... Nu, aveam... Salariul complet de la Otopeni. Și cei de la Otopeni ne plăteau salariile. Și ați mai văzut banii aia vreodată sau... Da, am depus de memorii și... I-am văzut. A, deci I-am luat, trebuia să ia licența pentru că e căzuseră în Liga 2-a. Trebuia să ia licența și cred că după altă... Deci am terminat în mai, iunie, când s-a terminat campionatul și am văzut următorul an în februarie. E bine. Și cum se descurcă un fotbalist în România care nu primește bani atât de mult timp? Adică e o problemă mare. La mine trăia și tatăl. Nu era deloc greu. Plus că eram în București, eram aproape. Nu era niciun nu fel de problemă. Nu chiar atât de mult. El mă ducea la antrenament. Adică nu aveam niciun fel de problemă. Dar alții... Dar mă gândesc că totuși erau colegi. Bănuiesc că nu erați doar voi grupul de la Dinamo neplătit. Nu, era toată lumea. De club. Toată lumea. Deci nu erau diferențe. Nu erau bani. Sau nu erau bani pentru fotbal, că era cu primăria, dar din câte am înțeles atunci, în perioada aia când ne-am primit banii, toată lumea, până la ultimul cent.
Asta a fost măcar un lucru bun. Încă nu era la modă insolvența, că acum cu chestia asta de insolvență... Da, nu era. Nu prea se mai plătește așa toate datorii. Dar știu că primarul de acolo era un tip foarte corect și chiar dacă am avut problemele alea pe care le-am avut atunci, el nici nu se băga la echipă, sau adică nu era genul. Dar după aceea toată lumea a fost mulțumită. Da. Până la urmă, i-ai primit pe toți odată. Da, tu ai zis de, totuși de 8 luni de neplată. Nu știu, cum e să vii în luna 7-a la antrenament din nou neplătit după atât de mult timp? Adică îți mai vine să te duci? Eram foarte tineri atunci. A, și mergeați mai mult din elanul ăsta de dorința de a filmare? Interesa, da, mai ales că aveam și în fiecare convocare la echipa națională Under 21. Trăgeai mai mult pentru asta, trăgeai, că vrei să rămâi acolo în circuit. În circuit. Vrei să ajungi la echipa națională, nu mai contau banii deloc. Adică cel puțin atunci. Acum, ziua de astăzi, cei tineri cred că mai mult interesează banii decât să joace fotbal. Adică se vede și la televizor. Da, păi acum din punctul meu de vedere, ce fotbal era atunci, adică când aveam eu 17 ani și ce fotbal e acum după alți 17 ani, 18, da, suntem la coadă. Există diferența asta în special de sume la ceea ce privește salariile pentru jucătorii tineri? Dacă în trecut jucătorii tineri și foarte talentați aveau salarii foarte mici, pentru că așteptau exemplu, când da, aveam 17, 18 ani, 19 ani, 20 chiar, 19, până să plec la Wisla Cracovia, aveam $500 pe lună. $400 plus 100 minim pe economie, cum era salariul. Da, da, da. Acum sunt niște băieți care la 18-19 ani cunosc, dar adică zi nu merită nici măcar jumate, crede-mă. Da, dar nu de multe ori așa arată. Mie nu-mi place, că a spus și Roberto Baggio la un moment dat o vorbă mare. Nu mă duc la televizor să critic pe alții, că îi văd pe alții care nu știau să facă o preluare sau să n-au nici măcar 50 de meciuri în Liga 1 în Italia și vorbesc despre alții. Au cine să... Are cine. Sunt alții care se pricep mult mai bine. Dar vreau să revenim la momentul ăsta, pentru că e interesant să vedem, în afară de problemele astea financiare care te-au făcut să te gândești că poate că ar fi mai bine să mă las, nu, să mă dar a fost, nu că m-a făcut să mă, adică am văzut că nu mai respect. Și dacă nu, adică te iau la mișto și pentru 500, 600, 700 de euro cât aveam și... Nici pe aia nu-i primeai. Da. Adică ultima oară când am fost la Clinceni în Liga 2-a... În 2017, nu? Dacă aveam, da. Aveam 500 de euro. Dar pe hârtie avem altceva. Am înțeles. Pe hârtie și... probabil că aveam mai puțin, nu? Da. Aveam 100 de euro. Și că ți-i dăm. Nu primeai nici pe hârtie, nici era nici pe lângă măcar, hârtie. Adică m-am dus acolo pe cheltuiala mea, să mă duc din Pipera în Clinceni. Și fiecare zi. Și pe ăștia ai mai primit sau nimic. Nu ai mai văzut niciodată? Practic ai jucat gratis la... Am jucat. Aia a fost ultima apariție la televizor, între ghilimele, așa, în fiecare sâmbătă. E bine. Pare că nu s-au schimbat prea multe lucruri la Clinceni. Ei sunt și acum într-o situație grea. Au avut niște bine, momente bune. Nu se schimbe. Nu se schimbe. De ce crezi tu că nu se schimbă? Nu cred. Mai ales echipele astea mici. Pentru că se aruncă adică mai mult decât din cap pe paltonul și nu poți să faci. A fost o eroare, ca să zic așa, ce s-a întâmplat anul trecut cu ei. Cu ei în play-off. Da. Au avut un antrenor bun, probabil atmosfera. Bine, au avut și fotbaliști, că a fost un play-off acela de la Steaua, un play-off stelist, da. Au avut un lot bun, dar știu că m-am întâlnit cu ei, că mai păstrăm legătura. Și nici acum, în vară, când m-am întâlnit cu ei, nu primiseră banii de la Clinceni. A, deci Clinceni situația a fost cam la fel. Cât de curând, cred că nu o să mai fie.
Păi, oricum, ultimele informații arătau că mai sunt destul de puțini jucători în lot. Mă refer la seniori, la oameni care ar putea face față în Liga 1. Se spune că, dacă nu se va întâmpla vreo minune așa, ar urma să joace cu juniorii până la finalul sezonului. Cu siguranță. La ce situație au un clasament? Probabil că în condițiile astea, Academica Clincene ar fi prima echipă care retrogradează. Ceea ce, nu știu, gândesc că e veste bună pentru tine în ceea ce privește pe Dinamo, că ar avea o șansă în plus, un loc de retrogradare e ocupat deja. Cum vezi situația asta? Cum vezi situația? Aia e nasul. Asta e un lucru mai greu. Dacă era bine dacă cădea doar una. Păi, nu știu, uite, dacă ne uităm mai sus și vedem că sunt probleme și la Gazmetan Media și unde au mai plecat jucători, a demisionat și președintele clubului. Da, au mai plecat, dar au mai și venit. Plus că și-a luat Păienarul de la Clinceni, am văzut... Da, și-a mai adus câțiva dintre foștii elevi. Probabil că se încearcă așa o cropeală de clasică de Liga 1. Gazul chiar în ultima perioadă, bine, și cu Teja, numai că n-a avut rezultate. Că s-a văzut și anul trecut, când s-au salvat de la retrogradare. Că jucau un fotbal chiar frumos. Da, e așa estetic întotdeauna pe la media și a fost un fotbal decent, da, au avut și fotbaliști foarte buni în ultimii ani de zile. Bine, Mediașul e un club care întotdeauna cam a luat mai mult jucători, mai ales după ce a intrat în insolvență, mai mult împrumut. Și când e împrumut, a tot luat. Jucători tineri care nu jucau la cluburile mari și după aceea s-au întors și au ajuns să facă performanță cât de cât. Da, totuși la ei e o problemă de management să treci printr-o insolvență, să revii la un anumit nivel, că pentru că ei au ieșit din insolvență, păreau că atunci gata se vor comporta ca un club sănătos, acum au ajuns din nou să aibă probleme. Pare așa că e și o problemă de management în fotbalul român. Nu mai știu când mai juca Pleșca, s-a lăsat, mai ținea în legătura mai și cu alți jucători care erau pe acolo. Acum chiar nu mai știu nimic și n-are rost să discut despre ce se întâmplă acolo, că nu o cunosc. Dar despre ceea ce se întâmplă la Dinamo, ce părere ai? Văzusem o declarație dată de tine în perioada în care venise Mircea Rednic. Îți spuneai așa cumva bazele în el? Aveam o speranță, da. Da, așa cum puneți, că nu mai ai nicio speranță acum? Sau? Nu că nu am, dar e o problemă și cu suporterii care au luat pachetul ăsta de acțiuni. Și cred cu DRB-ul, nu? Cred că sunt patroni. Nu e adevărat că oricine ar veni după aceea poate să le cumpere din nou acțiunile, adică e majoritar și poate să facă ce vrea. Dar ei fac mai mult decât ar trebui să facă, din punctul meu de vedere. Că schimbările astea nu au venit singure. Te referi la schimbările de antrenor, schimbări de antrenori, de jucători, de... Sunt mult... Bine, le-i și greu și lor. Îți dai seama, când îți vezi echipa că e pe ultimul loc, pe ultimul loc, e greu. Într-adevăr, e greu. Frustrant, sunt după aia. Au avut și ei niște probleme și financiare și încă au probleme. E clar că o să mai fie. Dacă nu erau nici suporterii, Dinamo era Liga 4-a, 5-a. Crezi că dacă n-ar fi fost atunci, nu știu, anul trecut, 100%, ajutorul... 100%, păi n-ar. Cine? Dacă n-a venit nimeni până acum, venea atunci cineva? Da, uite, că am întrebat... Și din câte știu, au băgat bani foarte mulți. Da, am mai întrebat mai mulți oameni care au fost aici în emisiune, te întreb și pe tine, de ce crezi că nu vine sau revine, pentru că Dinamo a avut și mulți acționari în trecut, de ce crezi că nu vine acum niciun om potent financiar la Dinamo după Ionuț Negoiță? Cred că nimeni nu știe câte datorii sunt acolo. Adică, mă gândesc că... La un audit, probabil vezi. Sau unii știu și de aia nu vin. Păi, probabil că asta e. Noi probabil nu știm, poate nici voi presa. Dar eu știam la un moment dat că sunt vreo 8 milioane, 16, adică nu știe nimeni. Chiar nu știe nimeni câte... Păi și atunci în condițiile astea, păi să vii să practic, ce? Așa va fi mereu, nu? Că dacă nu-ți vine niciun investitor gata să acopere 8 milioane de euro sau cât or fi 10, 15, probabil că așa o să o tot duci, pentru că datoria aia nu-ți va dispărea. Mă rog, doar dacă intri în
insolvență, faliment și atunci da, te vei duce în Liga 4-a, 5-a. Să o iei de la capăt. Da, și e și problema asta cu numele, dacă retrogradezi. Păi da, ar intra în alte probleme și mai mari. Da. Rămâne domnul Badea cu... Ar ajunge acolo să se mai lupte cu tine când te mai duci din când Liga când de Liga 4-a, da. Poate vei juca din nou împotriva lor. Bine, dacă nu promovează. Dacă nu promovează, da, Dinamo din Liga 4-a, sunt șanse de promovare, sunt vor să promoveze? Sunt acolo, da, adică mai au câteva meciuri, după aceea se face play-off. Ok, hai să revenim, să rămânem, de fapt, la Dinamo. Cum ți-am spus, văzusem o declarație cum că spuneai mare speranță în Mircea Rednic. Cum vezi acum numirea lui Stoican? Crezi că e tipul de antrenor care poate să o resuscite așa pe Dinamo? Nici nu mai știu ce să zic, crede-mă. Știu că Stoican e un antrenor tânăr, foarte bun. A arătat-o de fiecare dată unde a fost. Adică chiar joacă un fotbal plăcut. Și cred că merge pe stilul, a și lucrat cu el foarte mult, al lui Mircea Lucescu. Și eu îl știu că și când era jucător, că l-am avut coleg tot la Dinamo, în perioada aia cu Lazio, cu... Și eu acum îl văd cu ochi buni, cum l-am văzut și pe Nea Mircea Rednic. Dar până nu vezi că se schimbă ceva... Nu știu, acum nu știu dacă Dinamo are jucători care să-i permită să joace. Cred că doar un antrenor care te motivează foarte bine poate să te facă să joci, chiar dacă nu e valoare. Păi uite, și cu Mircea Rednic ce crezi că s-a întâmplat? Dacă... Acolo au fost mai multe, din câte am și citit din presă și pe la televizor ce am mai văzut. Crezi că a fost o greșeală acolo, că el a intrat așa în conflict cu, da, cu eu jucătorii cred că mai vechi, jucătorii... Cred că trebuia un pic experiență. Să... Mai ales că era situația care era când a venit. Trebuia să fie un pic mai maleabil, să îi facă să... Cum a făcut-o de fapt de fiecare dată când a fost pe unde a fost. Pentru că l-am avut antrenor și la Dinamo și la Cazar Lancaran și... Și cum era acolo? Nu știu, ca să ne facem așa o idee de... Că tu știi din interior, din vestiar... Noi îl știm doar din exterior. Era ok cu atmosfera, după aceea mai făcea el un pic mai, dar na, că erau cei bătrâni cu cei tineri, să dau un exemplu, cei bătrâni, că aveau 30 de ani, nu erau, dar... Dar era un tip de antrenor care ținea vestiarul. Da, și plus că chiar dacă pierdeai un meci, echipa juca. Adică nu era ceva să zici, bă, nu joacă. Dar acum, din câte meciuri am văzut, parcă zici că nu le făcea nimic. Și eu știu ce antrenamente face Nea Mircea. Deci era greu să nu... Din exterior a apărut așa că Mircea Rednic e atât de sigur că el va rămâne șef, să spunem așa, la Dinamo pe o perioadă mai lungă de timp, încât își permite să se certe și cu greii vestiarului, fără să-i pese prea mult de consecințe, de repercusiuni, știind că ele nu pot exista atât timp cât el era șef. Dar... Asta cred că a fost greșeala lui. Da, că s-a certat și cu cei mai vechi din echipă, cu liderii echipei, și că una, două ieșea după fiecare meci și dădea în jucători. Mai ia-o și pe tine, că îl frustrezi pe ăla de nu intră într-o pasă de care nu mai poate să meargă nici pe stradă. Uneori părea că are și dreptate la ce greșeli vedeam așa, dar probabil că ar fi trebuit să-și apere mai mult jucători. Eu nu zic că nu avea dreptate. Avea, în totalitate. Dar dacă tu după fiecare meci... Și au avut și meciul când jucau din 3-3 zile. Păi ce să-ți mai joace ăla când vedea că ăla a făcut aia, ăla... E greu pentru un jucător, mai ales care era cum era și înainte să vină Nea Mircea acolo. Adică... Dar nu-ți vine să demonstrezi, tu ai fost jucător când te... Îți vine, dar tu când ai un blocaj, și asta e psihic, e mental, nu mai ai ce să-i faci. Am înțeles. Decât dacă, da, cum îmi spuneam, la antrenamente, faci unele chestii și următorul meci vine victoria. Și atunci, dar dacă i-au dat-o din eșec în eșec, mă gândeam că poate, nu știu, atunci când te critică
la televizor antrenorul sau patronul, că avem Liga 1 și exemplele astea. Înainte așa era. Poate că te motiva cumva. Înainte așa era. Eu știu când aveam 20 de ani și venea și mă certa cineva și mă duceam și făceam o autoanaliză singur. Bă, ce am greșit, ce am făcut. Da, hai să încerc meciul următor sau antrenamentul următor, depinde când îmi spune. Să fac să fie cum vrea el sau cum ar trebui să fie. Și criticile astea pe care tu le primeai, indiferent că erau la televizor sau în, în particular, așa? Sincer, la televizor nici nu prea am primit. Atunci în particular, bănuiesc în particular, au mai fost momente în care te-au mai certat antrenori sau poate, nu știu, și, da. Patroni au mai fost nemulțumiți. Da, m-a chemat, nu prea a fost, sincer, doar cu antrenorii am avut, cu patronii chiar nu am avut conflict sau... Dar cu antrenorii poate mai zicea o dată la, nu știu, să zic, la 3, 4, 5 meciuri, să zic, că când, poate, dar când am avut o zi bună sau... Dar niciodată n-am, având și postul care nu prea greșeam, nu prea, adică și dacă greșeai nu se vede cum se vede la un apărător. Da, sau la un portar, da. Da, și când aveam ceva, discutam sau nu mă băga și după aia mergeam, discutam cu antrenorul și zicea, să-ți vină iar rândul, pregătește-te la fel, că nu era problema de pregătire. De pregătire mă pregăteam și dacă nu jucam 10 meci. A, deci n-ai fost tipul ăsta de jucător care niciodată să o lase mai moale? Niciodată. Adică poate să confirme toți antrenorii care eram primul întotdeauna. Ți-a plăcut să alergi? Alergam, da. Adică eram acolo. Nu, niciodată nu m-am dat la o parte. Nu, nu a fost în firea mea. Adică și chiar de supărat eram că nu jucam 10 meciuri la rând. Tot. Dar cu plăcere la antrenament. Uite că dacă tot am venit, nu știu care era principala sau cel mai des întâlnită critică pe care, nu știu, spuneau antrenorii că tot am ajuns în zona asta de vestiar, nu știu, ce îți reproșeau, că nu... A, la mine erau altele, că ies în cluburi, că... A, deci asta era mai mult viața extrasportivă. Da. Dar și acolo greșeau, pentru că la un moment dat nu mai... Mă vedea odată și gata, însemna că... Avea eticheta pusă, că ești mereu. Dar nu m-a deranjat niciodată, pentru că știam, când greșeam, greșeam. Dar când nu greșeam, îmi vedeam de treaba mea și n-aveau ce să-mi... Dar uite că tu spui că știai că greșești de multe ori și ți-asumai responsabilitatea asta, dar nu știu, poate că uneori făceai anumite lucruri pe care le recunoșteai că au fost greșite mai apoi, erau doar așa ale tinereții valuri sau, nu știu, chiar tu simțeai că nu te influențează pe teren dacă ieși într-o seară? Nu, eram, pentru că eram tânăr și doream și eu să ies. Na, erai cunoscut, toată lumea se uita, mai ales când ieșeam în cluburi. Era o senzație plăcută. Dar acum, sincer vorbind, te simțeai cumva, nu știu, obosit, te afectau nopțile astea când ajungeai la antrenament sau reușeai? Dacă ieșeai în fiecare weekend, clar că la un moment dat te ajungeau și oboseala și nu știu. Dar nu ieșeam, dacă ieșeam și când ieșeam cu toți, adică nu era să ies eu... Aveați o gașcă, să spunem așa. Da, ieșeam cu colegii, cu... Adică nu mergeam eu de unul singur, hai să mă duc, că ce să fac singur acolo? Corect. Cine a fost așa număr? Fără să ne legăm prea mult de zona asta, să vorbim mai mult de distracții, să nu intrăm în detalii mai multe, nu știu, dintre toți colegii tăi, pe cine l-ai vedea așa numărul 1 la distracții? Uite, noi mai vedem acum niște fotografii, te mai vedem pe aici cântând la chitară, cu un moții, cu... nu știu, dacă ar fi așa, nu, să-ți alegi un pic. Pulhac era... Cu Pulhac, ne distram cu Pulhac, era... Moldoveanul era... Râdeam cu el oriunde, deci are și râsul ăla de zici că e mapet. Râdeam cu el oriunde, deci nu exista... Mamă, ce tânăr eram. aveam un grup frumos, mai ales că ne cunoșteam cu Cristi... Ne cunoșteam de la juniori, cu Radu Ștefan la fel, adică stăteam cu el în cameră, uite pe Flavius. Da, uite. Aici era în cantonament în Austria. Era spregat, aveați o trupă bună atunci, de cântat, mă refer, uite, emoții era acolo la clape, era...
Era gata de petrecere, tu erai așa puțin pe chitară. Da. O, a fost o perioadă, poate că aici eram la Național. Da, erai cu freză, frizură, da. mai la mod. Nu, la momentul ăla, cred că am fost primul care mi-a făcut alea în cap. Și ce ți-a spus, uite, nu știu, ce ți-au spus antrenorii când a fost așa că ai venit? Că acum lumea e mai relaxată din punctul ăsta de vedere. L-aveam pe Bergodi sau pe Landi. Și ce ți-au spus? Nimic. A, nimic. N-au făcut așa caz de frizura. Dar nu îl interesa. Asta, pe mine m-a ajutat foarte mult perioada FC Național. L-am avut pe Olorui jumătate de an. Da. El m-a luat acolo. Și când a plecat, a venit Landi. Cam tot pe aceeași temă mergea și el. Adică că și Olorui a făcut și el tot școala italiană, Italiano. Și mi-a fost ușor după aceea să lucrez și cu Landi, că va avea același, să stai bine în teren și după aceea jocul vine. Și chiar am avut rezultate, am ieșit pe 3, pe 4 cu ei atunci, în perioada aia, primul an. Al doilea am ieșit pe 6 sau nu mai știu, când am și plecat de la ei. Dar nimeni nu deci spune nimic la Național, acolo a fost un grup și era și Gino care, bine, după aceea a venit, nu mai știu cine, am uitat cum îl cheamă. Dar nu spunea nimeni nimic, dar atât timp cât jucai fotbal și mi se pare că asta ar trebui să facă toată lumea, nu? Și-a luat ăla o mașină și asta e, și-a luat, dacă n-a avut nimic când era mic și s-a gândit și el să-și ia o mașină, acum trebuie să-i dăm în cap. Am înțeles, deci adică te întrebam pentru că fiecare face ce simte, ce n-a avut, ce n-a primit, ce n-a, nu știu. Corect, corect, dar sunt antrenori sau, nu știu, conducători, patroni. Uite, acum a fost de curând, mă rog, de curând, acum ceva timp, cazul lui Moruțan, care și-a luat o mașină mai scumpă și a fost pus la zid imediat de patronul Gigi Becali. Prieten foarte bun cu Radu Ștefan. Suntem mai mult decât prieteni. Și mai întreb, bă, ia uite pe ăștia, acolo nu vorbește nimeni, nu interesează pe nimeni nimic. Ei te critică din afara fotbalului. Doar pe fotbal. Atât. Ai jucat bine, te fac praf. Când joci bine, te ridică până la Dumnezeu. Dar când ai jucat un meci, joci 10 bune, ai jucat unul slab, la revedere. Dar că și-a luat mașină, că s-a îmbrăcat nu știu cum, care freza strâmbă, că s-a făcut roz în cap, că nu interesează pe ei. Au și fotbal, au despre ce să vorbească și probabil că la noi, într-adevăr, de fotbalul ăsta, noi mai vorbim și de frizură, de... Vorbim mai mult de asta decât de fotbal. Asta e nasol. Și e nasol rău. E acum nici nu știi cum să vezi lucrul ăsta, că atât timp cât, uite, cu frizură ca a ta, să zicem, într-un meci, că am văzut meciuri foarte proaste din Liga 1, în care n-ai ce să vorbești, probabil că îți vine să vorbești mai degrabă despre frizura asta. Hai să ne uităm la frizura lui Chiacu. Asta spunem și eu, pentru că fotbalul din ziua de astăzi nu mai e cel care era înainte. La noi. Adică mă uit și văd, da, CFR, Dan Petrescu așa a jucat întotdeauna, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, dar unde e calitatea aia când se termina un meci 5-4, 4-3, să vezi spectacol, nu mai e nimic. Să nu mai zici de 5-4 că e super pe fanii lui Dinamo, probabil. Da, bine, ai zis scorul. Au mai fost și altele, nu-i doar meciul ăla. Da, adică și cu Sportul și cu 4-3 parcă sau că s-a acum, nu știu, încercând să de la nu neapărat să iau apărarea lui Dan Petrescu, dar să mă pun așa în pielea lui, probabil că ți-ar răspunde că pe interesează rezultatele și corect, câștigarea și campionatului. Corect, și eu aș face la fel acum în perioada asta. Pentru că și așa nu e fotbal. Da, dacă era să fie pe primul loc și toată lumea critica că... Dar până la urmă te interesează altceva. Te interesează banii de la UEFA, că până la urmă să te duci să joci într-o grupă europeană, să... Nu? Că și acum, în Conference League, chiar dacă n-au avut... Au luat ceva bani, da. Au luat. Probabil că ar fi luat mai mulți dacă ar fi luat mai mulți, dar te ajută și aia.
plus ce mai e din televiziune, plus ce mai e de la sponsori. Tu ce tip de antrenor, că tot am ajuns aici, te vezi a fi? Mă rog, acum încă lucrez cu copii și juniori, e mai mult de acomodare, de distracție, așa cât de cât. E greu pentru că îmi plac și, adică și uite, și stilul lui Dan Petrescu îmi place. Că până la urmă trebuie să te adaptezi în funcție și de adversar. Că nu poți să spui tu că eu vreau să joc așa. Vrei să joci așa, dar dacă dai de o echipă ca lui Dan Petrescu, ți-a dat un gol și după aia nu mai poți să faci tu ce vrei. Să joci Barcelona lui Guardiola. E greu. Mă gândesc că poate totuși Barcelona reușea să mai desfacă pe CFR Cluj. Poate reușea, dar vezi că CFR are jucători foarte buni de contraatac. Și sigur, te mai prindea o dată. Da, asta merge pe chestia asta. Ne apărăm bine, dar au și ocazie. Adică nu e acum că am zis eu că 1-0. Au și ocazie, că nu o bagă în poartă, asta e altceva. Eu vorbesc de perioada asta acum. Da. Că au câștigat doar cu 1-0. Oricum, asta cred că a fost și el scopul. El de multe ori că e scopul lui preferat oricum. 1-0, nu, dar asta cred că a fost și scopul. Pentru că el a venit, i-a luat din mers, că a zis, bă, să facă în așa fel încât să luăm cât mai multe puncte. Că după aia îmi fac eu echipa cum a avut-o și cum juca. Adică anul trecut, acum 2 ani. Da, acum 2 ani, da, parcă era puțin schimbat. Da, zic că el dacă are timp, e un antrenor foarte bun. L-am avut antrenor și știu ce și cât își dorește de la jucători. Și, adică tu și dacă joci bine 5 meciuri, vine la tine și te ceartă. Ca să te păstreze în continuare. Să te păstreze conectat acolo, da. Motivat, probabil că așa face. El are și recunoscut Dan Petrescu într-o conferință de presă. Da, a fost amuzant când a spus că toată lumea se pregătește bine și la antrenament, nu știu, și lăuda jucătorii și spunea că eu înainte mă mai certam așa ca să mai fac atmosferă, dar acum nu pot să cer pe nimeni, că a fost amuzant. Așa se spunea despre el, că mai inventează niște conflicte ca să păstreze așa o atmosferă totuși încordată, tensionată la antrenamente și în pregătire. Da, eu știu că l-am avut, ți-am zis, antrenor și asta făcea. Mai ales în perioada aia când era și la început, după perioada sportul. Punea presiune pe tine, să te țină conectat acolo, la motivat, să știi de ce vii la fotbal. Și funcționa? Sau, adică da. Te-a bine, ajutat sau simțeai, acum, nu știu, erai... Acum, la mine, da. Dar erau jucători care erau mult mai în vârstă, 30, eu aveam 20 de ani, nu prea le conveneau. Adică nici antrenamentele, nici că și făcea. Antrenamente dure. Adică când îți dădea 18 de 300 de metri, ieșeai cu limba înfășurată de gât. Și timp, adică nu doar să ne... Doar să alergăm, dar să ne distrăm. Probabil că ăsta este stilul lui, așa și a avut rezultate pe unde a fost și, mă rog, și-l păstrează. Nu, mie îmi place, nu zic, ți-am spus. Doar am dat așa un exemplu de ultima perioadă, dar până la urmă a făcut ce l-a interesat. Facem puncte și vedem că... Până la urmă, mai sunt câte meciuri? Mai sunt 9? Cât? Din campionat? Parcă 9. Da, 9 meciuri, 9 etape. Mai sunt până la finalul sezonului. Distanța asta cât mai mare față de următoarea? Sunt 10 puncte acum, da, față de FCSB. Până la urmă, după aceea când se înjumătățesc, sunt 5. Da. Dacă faci un egal și... Ar mai fi loc, dar la ceea ce se întâmplă și pe la FCSB, am văzut cu... plecări, pare că nu, au abandonat așa să vorbesc despre lupta. Nici nu vreau să vorbim prea mult acum, avem tot timpul după ce începe sezonul. Ai spus tu despre Radu Ștefan și despre prietenia voastră. Ce mai face el? Bănuiesc că vorbiți în continuare foarte des. A pierdut un pic așa echipa acum la Lazio, odată cu plecarea lui Inzaghi, schimbarea sistemului. Da, n-a jucat doar atât de schimbarea sistemului și... Păi eu i-am spus, băi, oricum mai e o vârstă, așteaptă-s rândul și când intri și de fiecare dată când a intrat a făcut-o foarte bine. S-a văzut și la ultimul meci cu Inter, adică el e foarte apreciat acolo, adică la noi nu prea vorbește lumea despre el, dar acolo crede-mă,
Am fost și la el în anul trecut, în, la sfârșitul anului. Și lumea îl apreciază foarte mult. Adică să spună cineva într-o țară străină, boss, cei din vestiar și din... E un lucru destul are de... Are parcarea la Olimpico, așa scrie, mare, boss, și acolo își pune el mașina și poza cu el. Da, probabil că el e ultimul jucător român pentru o lungă perioadă de acum de ani care va mai da, avea cu siguranță. Eu, situația asta respectă cred că mai joacă și planul, cred. Nu știu, acum depinde de el dacă... Știu că avea anul ăsta, el are un contract, unul. Încă mai are contract sau încă mai are opțiune de prelungire pe încă un sezon da, cu Lazio. Se prelungește automat sau asta nu câștigă, mai știu evident. Că n-am, adică nici nu l-am întrebat sincer așa. Dar crezi că ar mai, adică asta, că ar mai vrea să mai joace sau mă rog. Păi mi-a spus că ar putea să vede, că ar mai putea să mai meargă. Când s-au întors, că au avut o săptămână vacanță. Și mi-a zis, păi la cum aleargă ăștia tineri, cred că mai joc vreo 5 ani. Asta în condițiile în care e la Lazio, probabil că dacă ar veni în România ar juca 10, dacă păstrăm așa. Bine, depinde. Acum că s-au mai întors și alții și după aia s-au lăsat mai repede decât și-au dorit. Da, bine. Dar el nu cred că se mai întoarce niciodată. Nu-l vezi să mai joace în Liga 1 la nicio vârstă. Și nici să locuiască aici. Crezi că rămâne acolo la Roma? Siguranță. Copiii sunt învățați acolo, adică nici nu vor să vină pe aici. Normal, au crescut acolo. Au altă mentalitate, sunt crescuți altfel. Și nu cred că îl văd să vină. Da, să vină în vacanțe, să vină în... Pe el cum îl vezi mai mult? În zona de conducător după ce va renunța sau e pasionat și de... Nu, cred, antrenorat. Da, de conducător dacă l-aș vedea, de antrenor. A, de antrenor nu e... Nu-l văd eu antrenor pe el. Antrenor bine, pe nici, el, nici el nu-și dorește să... Dar mulți au spus, mulți jucători au spus, nu știu, în timpul activității că nu vor să se facă antrenori și nu știu, după poate că ușor te simți așa, ți-e greu să renunți. Meseria asta de antrenor e, știi cum e, liantul perfect. E foarte, adică un antrenor cu 30, da? Dau un exemplu cu Liga 1. Să-i mulțumești pe toți, nu poți niciodată. Și de-aia atunci, în timpul perioadei când joci, te gândești la astea, păi nu am cum eu niciodată să fac asta. Dar nici nu poți să pleci din fenomenul ăsta, că e prea frumos, e prea... De-aia m-am și apucat de antrenorat, că nu mai... Am zis la un moment dat, nu mai vreau fotbal, nu mai vreau... Dar nu poți să stai departe. Așa... Asta îți rămâne ca sângele, direct în vene și nu poți. Și când stăteam acasă, mă duceam la fotbal cu prietenii, nu poți. Ai, tu momentan ai licență doar de copii și junior, da. Nu? Acum, în martie, o să înceapă pentru licența B și după aceea următoarele. Care... Practic, când vei ajunge în Liga 1, nu o să mai fii, cum sunt acum, antrenorii fără licență. Vrei să fii pregătit? Da, vreau să le iau pe toate. Să fii cu acte în regulă. O să ieși, nu știu, bănuiesc acum ai început copii și junior și pentru că... Nu ai licențe potrivite sau vrei să iei fiecare... Mi-a spus fostul antrenor de la copii junior, Ghiță Vasile, da, cu care am o relație foarte, foarte bună, și mi-a zis, dacă nu iei treptat, o să pățești ca alții. Mi-a dat niște exemple și trebuie să ai noroc. Dacă n-ai noroc, când te duci direct. Dacă n-ai noroc, ai căzut în cap și acolo rămâi. Vorbeam și aici cu niște colegi în redacție înainte de emisiune, legat de modul ăsta în care începi meseria de antrenor. Atunci când o iei pas cu pas, pare mai greu, într-adevăr, pare mai sănătos. Mai greu. Da, pare mai sănătos, dar pare și mai greu că trebuie să fii pregătit și bun și să ai, nu știu, talentul ăsta de antrenor, pe când dacă există cazul fericit, să spunem, mă rog, poate fi și nefericit, depinde cum se termină, dar să te duci direct la o echipă mare, eventual și la o echipă
care are ceva jucători buni, să-ți fie mult mai ușor să începi meseria asta de antrenor. Adică tu, există riscul să te pierzi cumva, nu știu, bine, nu vorbesc despre tine. Antrenorul care începe de la copii și junior, poate că ar avea riscul să se pierdă așa pe parcurs. E mai greu să lucrezi cu copii decât cu adulți. Asta clar, e mult mai... E foarte... Dar și important să ai niște oameni pricepuți la copii și junior. Foarte greu, crede. Pentru că ei sunt, nu sunt atenți, nu sunt... Tu la ce grupă de vârstă ești acum? 2010. 2010, asta înseamnă că au 11-12 ani acum, da. Dar trebuie să te faci așa plăcut, încât el să fie atent la ceea ce îi transmiți. Dacă nu, te duci ca la ora de sport și copilul nu învață nimic. Și poate că nici nu vine cu drag, da, nu-și dezvoltă dacă așa. Dacă nu vine cu plăcere, degeaba, eu asta fac, să râdă, să... Dacă nu vii cu zâmbetul pe buze... Și când mă supăr, știu. Știu și nu atunci mai... Atunci au... Nu mai vin chiar așa cu zâmbetul pe buze, sunt nu doar concentrați. Nu că nu vin, vin, dar când am strigat un pic la ei, gata. Deci ești, eu și, întotdeauna, ești și puțin dur, să spun așa, exigent. Nu sunt. Întotdeauna eu râd cu ei, fac glume, adică nu sunt genul de... Dar și în timpul antrenamentului. Așa am fost eu, așa... Adică nu pot să mă duc să-i spun, bă, nu mai râde, că... Dar când râzi, să faci și treabă. Dacă știi să le faci pe astea două, adică să fie plăcerea aia. Atunci... E foarte frumos. Bun, vreau să mergem acum să-l ascultăm și pe Florin Bratu, selecționerul de la U21. Acolo avem selecționeri, e un lucru bun și ne întoarcem apoi să discutăm aici în studio. Da, am venit pentru că și eu aveam nevoie să-i văd la lucru. Mă bucur că sunt destul de multe echipe în Antalya. Le pot cuprinde pe toate antrenamente, meciuri, în așa fel încât să avem o idee bună. Jucătorii, mă bucur că cel puțin cei de Under 21 sunt la un nivel bun, nu sunt accidentări, ceea ce e un lucru important acum la început de pregătire și le urez tuturor mult succes pentru că va fi un an foarte, foarte complicat, important pentru toate echipele. E această variantă cu domnul Beloni, director tehnic, și Adrian Mutu cea mai bună variantă sau aceasta rămâne? Chiar nu știu. Și împreună ar fi o variantă bună și Adi Mutu e un antrenor de viitor pe care eu îl apreciez și îl respect. Așa că momentan nu este nimic decis și sperăm ca curând să se rezolve situația și voi să fiți mulțumiți. Bun, am revenit în direct, l-am ascultat pe Florin Bratu, selecționerul de la U21. Ziceam, Hristu, că la U21 avem selecționer. E mai greu la echipa națională mare să găsim un antrenor. Beloni, așa cum anunță gsp.ro, e pe cale să refuze echipa națională. Cum vezi tu situația asta? Nu l-am mai păstrat pe Rădoi, n-am reușit să-l convingem pe Hagi, pe Lucescu. Bine, era și greu. Hagi nu cred că venea niciodată, din punctul meu de vedere. Și crezi că a fost doar așa o chestie de, nu știu, de imagine. De imagine, așa cum se 100%, spune. 100%. Deci nu și-ar fi dorit concret așa să-l ia pe Hagi, sau mă rog, știau că nu poate să vină și au făcut doar... E și greu să lucrezi cu Hagi, foarte greu. De pentru ce? Că de el ce zici asta? Păi, chiar știe fotbal, adică vorbind de un om care e... Păi și e greu să lucrezi cu oamenii care știu fotbal sau e greu pentru cei de la federație să lucreze cu oamenii care știu asta fotbal? Asta știe cineva fotbal de acolo? Mai sunt câțiva care au jucat fotbal. Mai știe, nu știu. Mai sunt câțiva, da. Puțin. Păi nu știu, acum și Beloni mă gândesc că știe fotbal. Și Beloni știe, de-aia cred că nu o să vină nici el. După ce a stat de vorbă cu ei. Acum pui presiune. Adică eu... Cine o să vină să nu știe fotbal? Eu, de exemplu, nu că nu e vorba de asta, da. Eu, de exemplu, eu îl țineam pe Rădoi în continuare. Pentru că el a mers pe o... A anumită filozofie, a avut așa o anumită strategie. A început rău. Nou. Da? Bine. A început bine, după aceea a continuat rău. Dar în ultimele 5-6 meciuri, din punctul meu de vedere,
chiar dacă nu te-ai calificat la baraj, la, oricum era greu, adică să fim serioși. Eu cred că echipa a arătat din ce în ce mai bine de la mici la mici. Părea așa că și jucătorii sunt mulțumiți cumva de... Exact. Eu nu-l schimbam. Eu îi mai dădeam un mandat. De 2 ani și vedeam după ce. La un moment dat, deși Mirel Rădoi a anunțat că pleacă, și el a anunțat că pleacă, acolo, că probabil pleacă de la 1 noiembrie sau nu mai știu ce dată. Să vadă dacă îi face o ofertă. Probabil de-aia și-a anunțat. Crezi că a așteptat cumva? Poate a greșit un pic, dar na, a încercat și el. Dar eu, dacă eram în locul lui Burleanu, eu îi mai dădeam un mandat de 2 ani. La felul cum a jucat echipa în ultimele 5-6 meciuri. Crezi că mai exista acum vreo șansă să... Nu știu, dacă îl... Nu, cred că are și orgoliu. Și e și normal. Probabil că da. E și normal. Dar de ce și cum a zis și Iordănescu, pe care îl apreciez chiar foarte mult. Cum antrenează, cum... ca om, ca... Nu sunt a șasea spiță de la... Da, pare că acum a reintrat și el în, în grafic. Dacă încă se ține de acea declarație, probabil că va refuza și el, pentru că na, acum orice antrenor ar veni, e clar că nu poți să-l mai păcălești că ești prima variantă, pentru că se știe că n-ai fost prima variantă, că vei fi a cincea, a șasea, dar na, până asta este. Poate bine, că poate echipa națională... Bine, poate să-l păcălească, zic, domne, a fost Hagi, a fost Petrescu, a fost... Da, adică niște antrenori cu nume mai mari, da, sau niște antrenori mai, mai importanți decât... Bălni și... Acum... Tu ești primul tu dintre cei mai tineri. Prima, că știam că tu o să vii. Dar... De ce crezi că n-a venit Bălni? Că părea că vine, nu știu, a venit și din Franța, a venit aici la negocieri, l-a așteptat stăchiță. Așa, așa se pare. Știi cum e, lucrurile se pot schimba destul de rapid, în special în fotbalul românesc, dar acum pare mai degrabă că nu, că nu va veni. Nu știu, probabil discutând cu... Că mă gândesc că Burleanu... Mă gândesc că atunci când vii din Franța, unde stătea el, vii în România, te așteaptă stoichiță. Și cu cei de acolo care nu... au jucat, nu? Fotbal și a văzut că nu... Crezi că... Nu prea se leagă a una cu alta. Că nu e ok? Eu așa cred, nu știu. Acum, nu că țin cu cei din generația de aur, dar ăștia în continuare fac performanță. Și cine Agi vine Petrescu, atunci? Nu? Fac performanță. Da. Bine, uite, o să discutăm, dar nu mai puțin să terminăm asta cu că o să te întreb și de performanța asta. Și o să continui să fac. Legat de, de Hagi, o să vreau să întreb chiar dacă ai adus aminte de el, dar imediat să terminăm subiectul ăsta de echipa națională. Cine vine dacă nu vine nici Bălni? Că până la urmă un antrenor trebuie să avem și noi. Mă gândesc că cineva se va alege să vină. Care își dorește foarte mult. Și crezi că el n-are așa un ego atât de puternic încât să spună, bă, v-am așteptat 100 de ani? Nu, 100 nu, de nu e vorba de ego aici. Aici e vorba de ambiția pe care o are el și a avut-o și ca fotbalist, s-a văzut și nebunie și tot ce vrei tu. El când se duce, se duce direct cu capul în față, că așa e Mutu, îl știe toată lumea. Da. Mă gândesc, nu, dar, m-am gândit doar în ideea în care el nu e... Din ce a făcut la echipa națională de tineret și acum a avut antrenori și antrenori. Eu cred că ar putea, a furat și el ceva din fiecare. Că am văzut că echipa de tineret, când a fost cu el la campionatul european, a jucat. Mai degrabă orientat așa defensiv, poate mai mult din fotbalul italian, mai vechi, pentru că am văzut fotbalul italian, acum e destul de spectaculos. Dar... Defensiv... Acum, din punctul tău de vedere. Da, ok, da, din punctul meu de vedere. Bine, așa a avut niște adversari complicați. Eu, din ce am văzut, nu prea era defensiv. Da, într-adevăr, avea o linie de fund foarte puternică. Dar restul erau jucători care făceau diferența și. Adică pe tine te-ar... Adică avea fotbaliști de atac foarte mulți. Acum că, da, nu poți să-i facă pe toți să... joace. Vin de acolo, au o perioadă foarte scurtă de antrenamente, el gândește altceva, cel de la club, antrenorul, gândește altceva. Trebuie să-i faci pe toți 22 câți ai, 23. Da, plus antrenorii de acasă, ca să spunem să așa, joace, să, pe să da, fie ok. Să joace ce-ți dorești tu. E greu să vii pentru într-o săptămână să-i faci tu să joace cum vrei tu.
Cum vezi grupa asta din Liga Națiunilor? Pare... Nici nu știu. Destul de echilibrată. Păi uite, o să o citim acum, imediat. Pare echilibrată, dar noi am mai avut niște grupe echilibrate din care n-am putut să scoatem atât de mult, să mă rog, atât, pe cât ne-am fi dorit, știi? Mereu ne păcălim așa când avem... Mereu schimbăm antrenorul înainte de... Da, bine, noi mereu schimbăm antrenorul și asta e adevărat. Cu Finlanda, Bosnia și Muntenegru suntem în grupă. Deci ce te face să crezi că e o grupă accesibilă? Asta? Nu neapărat accesibilă. Sunt echipe naționale de nivelul nostru, cât de cât. Adică dacă am fi jucat, să spunem așa, cu Germania, Spania și Italia... Muntenegru, echipe foarte bune. Da, dar mă gândesc că avem și noi o șansă cu ele. Adică nu pleci ca în fața Germaniei, nu? Sau nu mai avem nicio șansă nici cu astea, că atunci... Problema la noi e că se răresc fotbaliștii. Adică fotbaliștii, nu vorbim că așa de duzină sunt foarte mulți. Nu jucătorii. Jucătorii rămân la același nivel, dar fotbaliștii sunt mai puțini. Sunt mulți care au zis că au jucat fotbal, dar nu au jucat, de fapt. Au fost acolo. Problema e că nu văd din urmă ceva să vină, dar să vină să stea, dau un exemplu, 13 ani. Cât a stat Chivu la Roma, la Inter și la Ajax. Și jucând, Mutu, da? Paul Codrea, adică jucători care, nu mai vorbesc de generația de aur, care jucau aproape meci de meci. Da. Erau câțiva care nu jucau. Ia, nu mai avem. Avem acum, ce mai avem? Un Chiricheș, poate? Păi da, dar Chiricheș are 33 de ani, 34. Da. Moruțan, Cicâldău, nu prea pot nici pe acolo. Un Iani Sagi pe la Rangers, nu prea avem. Da, asta e adevăr. Îl lasă în afară de ăștia care totuși joacă. Da? Și Moruțan, și Cicâldău, și Ianis, și cine mai e? Nu știu. Răzvan Marin, dar eu zic ce vine altceva din urmă ca să vină pe lângă ăștia, că ăștia deja sunt cam, adică o să rămână liderii echipei naționale, că se duce, da. Nu știu, părea, cât o să mai vină. Apropo de echipa națională, nu știu dacă a fost și sentimentul care tău. L-am și văzut, joacă foarte bine, adică, dar... El se mai rupe acum că na, e și vârsta. Da, e și a fost mereu mai sensibil, da. Așa, Chiricheș, dar asta v-am spus, nu știu dacă e sentimentul. Părea că ceea ce închegase Mirela 2 la U21 ar putea să facă pasul în grup, așa, și către echipa națională mare. Păi putea să facă și majoritatea au făcut. Au făcut, dar poate nu cu aceeași consistență. E o diferență totuși față de zic că el știindu-i pe cei de acolo... Dacă mai avea acum încă 2 ani de zile, da, de mandat, el știa ce să... Că știa pe toți. Și pe ăla, și pe ăla. Vine acum unul... Da, dacă vine Mutu, e cam aceeași treabă. Eu nu știu dacă joacă la fel. Dar... Dacă vine altul, trebuie să schimbe tot. Păi... Apropo de Belloni, bine, acum na, pare că nu vine el. Exista o declarație dată de el în care spunea că trebuie să se reacomodeze cu fotbalul românesc și na, probabil că ar fi durat ceva. Adică dacă ai fi vrut ceva care să-ți continue munca lui Rădoi, într-adevăr, poate că Mutu și Edi Iordănescu păreau cei mai potriviți, tot așa, antrenori tineri, care joacă, mă rog, plus, minus, cam la fel, au aceeași filozofie să spunem. Ai mai spus tu ceva, pentru că ne apropiem și de finalul emisiunii, și ai spus despre Gică Hagi și despre performanță. Într-adevăr, e de admirat ce face el acolo la Constanța, era să zic la Viitorul, dar acum mai nou e Farul. Bine, cu Farul Academia. Plus lui. Academia, da. Da, dar vreau să te întreb un lucru. De ce crezi tu că până acum niciun jucător crescut acolo de el, indiferent că au plecat direct sau că au mai trecut pe la FCSB, pe la alte echipe, n-a reușit așa să se impună în străinătate, n-a reușit să creeze el acolo jucătorul ăla care să aibă și mentalul potrivit pentru cu toate că el lucrează foarte mult. Cu toate la că el lucrează, da, exact asta spun, adică mă gândesc că el aplică niște metode pe care le-a văzut afară,
Și uite, totuși jucătorii lui nu au reușit să joace în campionatele puternice. Probabil pentru că ei și stau acolo închiși și când ies, când au plecat. Da, crezi că se bucură mai mult de viață? Eu asta cred. Nu știu, uite, Benzar, de exemplu, a trecut și pe la FCSB, s-a bucurat bănuiesc de viață și la FCSB, poate și de salariu mai bun. Când a ajuns apoi pe la Lecce în Serie A... Aici chiar juca. Da, adică... dar n-a reușit să mai joace acolo. Da. Și părea tipul de băiat serios, adică nu... Da, nu știu. Nu pot să-mi dau cu părerea de ce nu. Pentru că, adică, toți jucătorii care au plecat și o luăm de la Libec până la, nu știu, care a fost ultimul, aveau calitate, aveau valoare. Dar, cum am spus-o, el, Hagi, te ia, te crește și te duce acolo. Și crezi că apoi depinde doar de tine? Păi depinde doar de tine, să poți să continui. Tu crezi că dacă Hagi, nu știu, să facem așa un exercițiu de imaginație, ar fi avut academia aceeași academie cu aceiași jucători în Spania, erau mai mulți jucători de la el care jucau la primele echipe din Spania, reușea să-i facă? Adică 100%. E fix vorba de materialul? 100%. Pentru că nu e vorba de materie, e vorba de mentalitate. Asta la crezi noi, că face la diferența? Noi, la noi, știu, am jucat afară de două ori. Dar noi suntem... Și încă nu o să ne schimbăm. Nu știu, uite, la tine cum a fost? Tu când ai fost afară, gata, ți-a venit să zici, băi, am ajuns, uite, când ai fost la Wisla, ai zis, bă, gata, am ajuns fotbalist, joc la Wisla, o echipă importantă și gata, mă opresc? Sau, adică, cum funcționează? Nu, acolo la mine a fost altceva. Era Dan Petrescu antrenor. După ce a plecat el, a venit un antrenor sârb, care, nu știu cum să-ți explic, dar când mergeam pe lângă el, adică nu mă vedea orice s-ar întâmpla. Deci eu pentru el n-am existat. Și eu am continuat, m-am antrenat la fel și a trebuit să mă bage la un moment dat, că aveam accidentați, cartonașe galbene și am jucat foarte bine. Iar n-am mai văzut după aceea când și-au revenit ceilalți, n-am mai văzut. Bine, am plecat la echipa națională, am avut noroc atunci că jucasem meciul ăsta înainte. Și fix cu Polonia am jucat și am bătut 1-0, chiar eu am dat golul. Și când m-am întors, dai seama, m-am întors și eu mai... Credeai că gata, că am jucat aici, ai un loc asigurat ceva. Nu, am jucat la Mogoșoaia și am bătut pe polonezi, adică jucam la ei în țară și chiar m-am și certat cu un capitan de acolo, din echipă. Făcea mișto de mine că nu joc pe acolo și am zis, am adus ziarul și zic, l-am lipit acolo la el pe unde se schimba și am zis, ia vezi, bă, cine a dat gol. Înțelegi? Și cum a reacționat? Să ne luăm la bătaie, dar bine, era și mult mai mare ca mine, dar asta e, am avut tupeul ăsta care nu mi-a fost frică de nimic. Și n-am reușit din mai multe acolo. La un moment dat, când m-am dus să plec, când m-am dus să vorbesc cu președintele, mi-a zis că nu mă las să plec. Pentru că era Bacinski, ăsta, de fapt nu Bacinski, Bacinski era cel cu care m-a încestrat, cu Abașikovski, care da. Jucă la Borussia Dortmund, da, el pleca. Eram pe același post cu el și el pleca la Dortmund atunci, în vara aia. Și eu nu, că vreau să plec. Dacă rămâneam acolo, eu cred că nu mai mă întorceam nicio acasă. Crezi că ai greșit așa, că n-ai mai avut răbdare sau nu știu? Da, pentru că oricum în ultima perioadă a campionatului deja începusem să joc. Bașikovski era accidentat un pic și nu vrea să forțeze, că după aia... Mai ales că știa că da? Pleacă. Păi și de ce ai vrut să pleci acolo? Adică ce te-a... Păi de asta, am crezut că o să se întâmple la fel. Și am zis, bă, să mai stau un an aici. Ana, mi-a avut încredere că da. Va fi așa. Și că eu aveam 5 ani contract. Semnasem pe 5 ani. Și m-am întors la Dinamo. S-a întâmplat ce s-a întâmplat pe acolo și... Bun, uite, am ajuns la finalul emisiunii. Am vorbit, ai spus acum că ai ajuns la Dinamo. Zi-mi ce face Dinamo dacă se salvează, ca să închidem cu asta. Atât, sper. Și de crezut?
De crezut. Și de crezut tot sper, nu? Dacă credeam, eram în biserică, nu eram aici. Bun. Mulțumesc mult, Cristian Piacu, pentru mulțumesc prezență. Mulțumesc și pentru invitație. Cam atât, prieten, aceasta a fost ediția de astăzi de GSP Live. Rămâneți în continuare pe gsp.ro pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din sport și noi ne vedem mâine dimineață tot aici la GSP Live la 91 minut. Zi bună!